Cei mai mulți dintre românii care și-au căutat loc de muncă în această vară au vrut să fie șofer, manager sau operator call center. Chiar dacă foarte mulți au vrut să lucreze de la distanță, au acceptat până la urmă contracte pentru locuri de muncă ce necesită prezența fizică. De altfel, trendul pentru joburile remote este în scădere pentru că sunt mai puține firme care oferă această posibilitate. Cu detalii vine colegul nostru, Cristi Georgescu. Bun găsit, Cristi, te ascultăm! Bun găsit, cu 150.000 de interogări pe site, joburile de șofer au fost cele mai căutate de candidați de la începutul verii și până acum. Cei mai mulți dintre aceștia au fost interesați de oportunitățile disponibile pentru șoferii de categorie B, șoferii de tir sau cei de distribuție. A doua cea mai căutată poziție a fost cea de manager, căutare ce a înregistrat o creștere puternică față de primele luni ale anului, în condițiile în care candidații au făcut 115.000 de interogări în platformă după acest cuvânt cheie. Clasamentul continuă cu poziția de asistent medical, care a avut 87.000 de interogări pe eJobs.ro. Operator call center cu 64.000 de căutări și inginer cu specializările de inginer constructor, mecanic de instalații, electric și chimist. Cei care au fost interesați de joburile din call center au căutat în special oportunități pentru vorbitorii de spaniolă, italiană, franceză și engleză. În creștere față de începutul anului se află și căutările pentru care au fost folosite cuvintele cheie remote și acasă. Acestea au însumat 30.000 de interogări. Au fost în schimb înregistrate 320.000 de aplicări de la începutul lunii iunie și până acum pentru joburile ce permit munca de acasă. Potrivit datelor, salariul mediu net al celor angajați ca șofer variază între 4.000 și peste 12.000 de lei dacă vorbim despre șoferi de tir care operează curse internaționale. Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call center de 3.500 de lei. Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună, în timp ce un specialist în resurse umane câștigă aproximativ 4.500 de lei pe lună. Angajatorii au postat de la începutul verii și până acum 65.000 de locuri de muncă, pentru care au fost cumulate 2,2 milioane de aplicări. În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 23.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, 700 sunt poziții pentru șoferi, 4.500 pentru asistenți medicali, 500 pentru contabili și 2.700 pentru lucrători în call centere. Angajatorii au de asemenea 800 de joburi disponibile și pentru ingineri, 900 de locuri de muncă postate în acest moment în platformă sunt remote.